În fiecare an, pe 8 noiembrie, Jandarmeria Română îi sărbătorește pe Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, aceștia fiind și patronii spirituale ai armei. Motivul pentru care Jandarmeria Română i-a ales pe Sfinții Arhanghel să o ocrotească este faptul că acești conducători ai oștilor cerești sunt simboluri ale luptei împotriva răului. Pornind de la deviza Jandarmeria Română Lex Eto Ordo, care nobilează în semnul heraldic al ei, se găsesc evidente similitudini ale trăsăturilor arhanghelilor. Mihail este legea, apărând-o cu sabia focului, simbol al mâniei divine, iar Gavril este ordinea, firescul, bunătatea, pacea, rezumată la simbolul crinului. Astfel, întreaga activitate a jandarmului se desfășoară pe aceste coordonate, în cele din urmă percepte creștine, asprimea, când este nevoie de a pedepsi pe cei ce încalcă legea, și libertatea semenului și bunătatea, atunci când îndrumă și apără cetățenii și bunurile lor. Deși este motiv de sărbătoare, la Inspectoratul de Jandarm Giurgiu nu au existat activități specifice pentru că jandarmii s-au aflat în misiune. Este o zi foarte importantă pentru Jandarmeria Română. Dacă pe 3 aprilie sărbătorim înființarea instituției, pe 8 noiembrie marcăm patronii spirituale ai armei, Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Așa cum cei doi sfinți reprezintă legea și ordinea, și activitatea jandarmilor se desfășoară sub aceeași deviză, iar siguranța cetățenilor este prioritatea noastră. Din acest motiv și astăzi am fost angrenați într-o serie de misiuni de ordine publică, printre care și asigurarea măsurilor de ordine în localitatea Clejani, acolo unde s-a sărbătorit hramul bisericii. Cei doi arhangeli, Mihail și Gavril, căpetenii ale îngerilor, simboluri ale luptei pentru dreptate împotriva răului și necinstei, sunt patronii spirituale ai Jandarmeriei Române. Dacă 3 aprilie, ziua Jandarmeriei Române, reprezintă nașterea după trup a instituției, la data de 8 noiembrie se aniversează nașterea după suflet a acesteia.